Oamenii se pot bucura de o încetinire a pierderii de memorie dacă consumă mai multe alimente bogate în flavonoide, care au rol antioxidant, acestea fiind prezente în mai multe fructe și legume, dar și în ceai și vin. La acest studiu au participat 961 de persoane cu o vârstă medie de 81 de ani și fără demență. În fiecare an aceștia au răspuns unor întrebări cu privire la obiceiurile lor alimentare. Mai mult decât atât, aceștia au fost supuși unor evaluări cognitive și de memorie, care au avut loc anual. Participanților li s-au pus totodată întrebări cu privire la nivelul lor de educație, timpul pe care l-au petrecut implicându-se în activități fizice și timpul petrecut citind. Aceștia au fost monitorizați timp de aproape șapte ani. În funcție de consumul de flavonali, participanții au fost împărțiți în cinci grupuri. Persoanele supuse studiului au avut un aport alimentar mediu de flavonol de aproximativ 10 mg pe zi, în comparație cu cantitatea medie de flavonoli consumată de adulții din SUA, care variază de la 16 la 20 de mg pe zi. Un alt grup a consumat 15 mg de flavonol pe zi, în vreme ce al treilea grup a consumat circa 5 mg pe zi. Oamenii de știință au folosit scorul cogniției globale reprezentând rezultatele a 19 teste cognitive pentru a calcula ratele declinului cognitiv. Pentru cei fără probleme cognitive, scorul mediu a fost de 0,5, pentru cei cu insuficiență cognitivă ușoară a fost de 0,2, iar pentru cei cu boala Alzheimer a fost de 0,5. Cercetătorii au descoperit că persoanele cu cel mai mare aport de flavonoide au înregistrat o deteriorare mai lentă a funcției cognitive. Cu 0,4 unități pe deceniu, decât cele cu cel mai mic aport. Rata deteriorării cognitive a fost cu 0,4 unități pe deceniu mai lentă la cei cu cel mai mare consum de caie Ferol, față de cei cu un aport mult mai mic. Rata deteriorării cognitive a fost cu 0,2 unități pe deceniu mai lentă în rândul celor care au consumat mai multă chercetină. Mai mult decât atât, cei care au avut un aport mai mare de miricetină au avut o rată de 0,3 unități de pierdere a memoriei.